Salutare! Astăzi un exercițiu cu funcții. Să se determine funcția de gradul 1, al cărei grafic trece prin punctele A de coordonate 0-2 și B de coordonate 2-0. Pune stop la filmuleț, notează-ți problema aceasta în caiet, rezolvă tu și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? Să se determine funcția de gradul 1. Cum arată Funcție de gradul 1. Păi să o notăm cu f de x. De gradul 1 înseamnă că puterea lui x este 1, deci ax plus b, și să o determinăm înseamnă să aflăm cât este aul și cât este b-ul, adică cât sunt acești coeficienți care se înmulțesc cu x și mă rog, termenul liber, având condiția următoare că acel grafic, graficul funcției trece prin punctele respective. Ce înseamnă că un punct de coordonate date aparține graficului funcției? Acest lucru este echivalent cu a spune că f de x-ul acelui punct, adică în cazul acesta x-ului a, este egal cu y-ul acelui punct, adică f de 0 este egal cu minus 2. Cine este f de 0? x-ul este înlocuit cu 0, deci a ori 0 face 0 plus b, b-ul este minus 2. Iar celălalt punct, B de coordonate 2, 0, se găsește și el pe graficul funcției F, este echivalent cu a spune că F de X-ul punctului respectiv este egal cu Y-ul punctului respectiv. În cazul nostru, F de 2 să fie egal cu 0. F de 2 înseamnă că X-ul este 2, 2 ori A plus B egal cu 0, 2 ori A plus B egal cu 0, dar B-ul îl cunoaștem, deci 2A minus 2 egal cu 0, adică 2a este egal cu 2, adică a-ul este 1. Nu am terminat problema decât în momentul în care îi arătăm sau înlocuim în funcția noastră, da, să se determine funcția de gradul 1, înlocuim în funcția noastră cei 2 coeficienți aleși. Deci f de x este a ori x, adică x, plus b, adică minus 2 și aceasta este funcția. O zi superbă să aveți!